Salutare tuturor! Astăzi o să vă prezint o rețetă de iaurt de casă preparată de mine. Am folosit lapte din comerț cu grăsime 3,5 și un iaurt grecesc cu grăsime 10%. După cum ați văzut, am pus laptele la fiert într-o căticioară și am lăsat până a început să fiarbă. Apoi l-am luat de pe foc și l-am dat la răcit. Exact cum vă arăt în acest moment. Termometrul l-am folosit pentru a vedea când laptele ajunge la temperatura de 40 de grade. Obligatoriu 40 de grade. Am pus iaurtul, l-am amestecat foarte bine cu laptele, trebuie foarte bine omogenizat. Apoi l-am turnat în borcane. L-am turnat în borcane, l-am împăturit în prosoape, cu cât mai multe prosoape, cu atât mai bine, pentru că își va menține căldura și va fermenta el mai bine. Și lăsați până a doua zi, 12 ore, chiar mai mult. O să vedeți și veți fi uimiți de rezultat. Este extraordinar de bun, cremos, tare. Nu găsiți în comerț așa ceva. Succes și vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. A, și în final, dacă doriți să vedeți mai multe clipuri și vi se par interesante clipurile mele, vă rog să vă abonați la canalul meu. Încă o dată, vă mulțumesc!